Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul senator Marius Toanchină. Bine ați revenit, domnule senator, în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am regăsit. Zilele trecute a fost un desant al PSD la fabricile de pulberi, la fabricile care țin de industria de apărare din Făgăraș, din Victoria, și înainte fuseseră și la Brașov, la Carfil. Dar pe noi ne interesează astăzi țara Făgărașului. Ce șanse lumea privește deja? A fost ministrul economiei, care este din partidul dumneavoastră, a fost președintele partidului domnul Dunca, domnul senator Dunca, domnul Marian Drasaliu. Foarte multă lume a privit așa cu oare neîncredere eventuale rezultate ale acestei vizite, pentru că cam la 2 ani vine o vizită de asta, indiferent că e de la PNL, de la PSD sau de la alt partid, să promit niște lucruri și până la urmă nu se face nimic. Ce credeți de data asta? Ce se va întâmpla? Apreciez foarte mult termenul folosit de dumneavoastră, desant. Aceste vizite inopinante de lucru, să spunem așa, ele, vedeți, creează în mentalul public foarte multe suspiciuni. De ce? Pentru că, așa cum ați menționat anterior, și vizitele care au mai fost de-a lungul timpului n-au avut absolut niciun rezultat decât acest, să nu-i spunem, circ politic. Totul se rezumă la un cadru din acesta mai mult sau mai puțin oficial, la niște poze care sunt postate pe paginile de socializare și cam atât. În momentul în care îți vine o vizită oficială de la cel mai înalt nivel, și anume un ministru în guvernul României, firesc ar fi ca aceste vizite să capete și un rezultat concret, palpabil, să se concretizeze aceste vizite într-o schimbare a situației, lucru care nu se întâmplă, cu atât mai mult cu cât această vizită vine în contextul în care toată lumea, sau cel puțin zona aceasta de est a Europei, este atentă la ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se întâmplă în Rusia, acest așa zis război sau pregătirea aceasta de război în estul Europei. Din nefericire, și industria de apărare este tratată cu aceeași indiferență ca toate celelalte laturi ale industriei românești, doar în aceste momente când istoria ne silește să luăm parte la ea, ne mai aducem și noi aminte că avem industrie de apărare. Sper, dar totuși nu cred că se va concretiza într-o schimbare în bine. Zona aceasta a Făgărașului, zona orașului Victoria, vor rămâne, din păcate, la fel de neglijate. De aceea este nevoie de o schimbare de optică în politica românească în ceea ce privește abordarea problemelor care devin din ce în ce mai grave ale economiei românești, inclusiv ale industriei de apărare. Șanse ar fi, pentru că aici, premize ar fi, pentru că atât la, mai ales la Făgăraș, nu am avut fabrică de pulberi din 1922 în Nitramonia. Și ar putea să facă pasul acesta. Acum să vedem dacă va fi și voință politică, că, din păcate, de aceasta este nevoie în primul rând. Da, făcând o analogie cu celelalte investiții care se preconizează a se face în industria românească, pare să că toate rămân la acest stadiu de sau studiu de fezabilitate, adică o parte eminamente teoretică a rezolvării acestor probleme. Ne place foarte mult, din păcate spun lucrul acesta și îl observ în spectrul politic, doar să discutăm, să teoretizăm aceste probleme și să nu facem nimic în mod concret. Să reluăm
fiecare guvernare la nesfârșit aceste probleme și să rămânem numai în sfera teoretică, pe noi nu ne ajută cu absolut nimic. Pentru că oamenii, în disperarea lor, au nevoie de măsuri concrete. Generația tânără, care acum intră în linia întâi, să spunem, a vieții, au nevoie de previzibilitate, au nevoie de entuziasm, au nevoie de lucruri certe, concrete și nu această dezbatere pur teoretică a problemelor acestei țări sau problemele industriei românești. Ați adus aminte de Ucraina, de situația care este acolo. Nu credeți că s-a exagerat în rândul populației pericolul care ar veni pentru România din acest posibil conflict? La fel ca și această așa zisă pandemie, în care sau cu privire la care specialiștii nu și-au dat cu părerea și nu au dat un veridict pe care societatea să-l preia și în consecință să-și plieze comportamentul pe concluziile unor specialiști, și în cazul acesta al posibilului conflict din Ucraina, nu am avut specialiști de la cele mai importante ministere sau cele care ar trebui să vegheze la securitatea acestei țări, eu știu, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, neavând o poziție oficială din partea lor, a rămas societății românești să aprecieze pericolul, lucru pe care nu poate să-l facă. De aceea există această nesiguranță, această incertitudine, aceste dezbateri nesfârșite în societatea românească despre ceea ce s-ar putea petrece în această, în acea zonă. În schimb, vedem acțiuni concrete. Vine NATO, își mobilizează, își trimite desantul și îl mută din Franța sau din Germania, în România. Nu numai că le mută pe teritoriul românesc, dar au pretenția să le și conducă. Practic, această țară este lipsită de orice prerogativă de a gestiona situația pe propriul teritoriu. De aceea, populația românească, nevăzând nicio atitudine oficială, nicio poziție oficială care să le dea încredere sau, dacă Doamne ferește, ne pregătim de un război, să pregătească populația în sensul acesta, rămâne ca dezbaterile să se facă de către societate, de către populație, și atunci nimeni să nu aibă părerea unui expert, unui specialist. De aceea este această incertitudine sau, pe alocuri, această disperare. Pentru că ați adus vorba de specialiști, recent Curtea Constituțională a invalidat acea ordonanță de urgență care stipula purtarea măștii în spațiile deschise. Și vă întreb atunci, cum este posibil ca să se dea o astfel de ordonanță care nu este legală? Unde sunt specialiștii în momentul când această ordonanță nu este concepută? În orice țară normală, independentă, dar mai ales suverană, unde domnește statul de drept ca și mecanism efectiv și nu doar o lozincă teoretică, așa cum este la noi în țară, legiferarea se face prin legi emise de către Parlament. Situația de excepție este cea a ordonanței. Dacă observați, la noi se legiferează foarte mult numai prin ordonanțe de urgență. Dar tot Constituția spune că restrângerea drepturilor și libertăților nu se poate face prin ordonanță. Astfel că a fost încălcată în primul rând Constituția. Faptul că a fost declarată neconstituțională această ordonanță nu este o surpriză, pentru că o mare parte a populației era convinsă de lucrul acesta, iar cealaltă parte a populației anticipa faptul că această ordonanță este neconstituțională. Ceea ce este, din păcate, regretabil este că efectele acestei ordonanțe nu mai pot fi întoarse. Există în drept situația în care principiul acesta al retroactivității unei legi nu se aplică. Iar aici, declarându-se în februarie 2022 o ordonanță de urgență care este neconstituțională și a fost emisă, eu știu, în ianuarie 2021, efectele acesteia nu mai pot fi întoarse. Astfel că aceste situații nu vin decât să distrugă sau să risipească încrederea populației în capacitatea statului de a-și mai gestiona propria soartă.
Aici este marea problemă de încredere a populației în instituții. Lumea nu mai crede în aceste ordonanțe de urgență, lumea nu mai crede în Arafat, care în ultimul timp el coordonează tot ce înseamnă legiferarea drepturilor și libertăților în această țară, parametri în care noi ne putem desfășura sau putem beneficia, ne putem valorifica aceste drepturi și libertăți. Îmi pare rău să o spun, dar constat că la acest moment clasa politică, Parlamentul, Guvernul, pare a fi incapabil în mod intenționat sau, eu știu, dintr-o culpă comună, să mai gestioneze situația în această țară. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, l-am constatat de ceva timp, am tot amânat să trag o concluzie, dar am ajuns la această concluzie. În această țară se legiferează numai prin ordonanțe de urgență, în această țară, din păcate, Parlamentul face legi, doar legile necesare pentru a fi implementate, deciziile date, eu știu, de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană sau mai știu eu de care ideologie din lumea aceasta. Două lucruri aș vrea să spun referitor la ordonanțele de urgență. Prima ar fi că lipsa unor specialiști care să vadă efectele ordonanței și să le încadreze în legalitate pot avea efecte și foarte dure în domeniul sănătății. Din ce cauză? Poate este la un moment dat imperios necesar, vine o pandemie, este imperios necesar să porți această mască sau să faci o anumită manevră medicală. Ei, în tudând o asemenea ordonanță care nu este legală, care este contestată și care după aceea nu mai poate produce efecte, poate avea un efect foarte rău asupra sănătății, pentru că omul nu-și mai pune masca, nu-și mai face manevra medicală pe care o impune acea pandemie, nu mă refer acum numai la COVID, că au mai fost și altele. Și atunci n-au cadrele medicale și cei care se ocupă de gestionarea acelei situații n-au, cum să spun, materialele cu care să lupte împotriva bolii respective. Discutam adineauri de încrederea populației care este zdruncinată de aceste manevre dolosive, să folosesc un termen tehnic. În situația în care, Doamne ferește, peste ceva timp ne-am confruntat cu o adevărată pandemie, cu virus, eu știu, mortal sau care necesită măsuri de restrângere a drepturilor și libertăților, s-ar putea trezi acest stat să fie pus în situația în care populația să nu mai aibă încredere în măsurile pe care atunci ei chiar sunt obligați să le ia. De aceea nu trebuie gestionate situațiile la modul acesta. Nu trebuie canalizate aceste pandemii sau aceste evenimente care zdruncină viața normală a unei societăți, nu trebuie canalizate spre profitul economic. Din păcate ne aflăm în această situație și riscăm ca, Doamne ferește, în cazul unei pandemii reale, noi să nu mai fim în măsură să mai recepționăm mesajul sau să ne mai supunem măsurilor luate de o societate chiar pentru, eu știu, pentru oprirea acelei pandemii. Lumea explicându-și atitudinea de revoltă, de nesupunere, prin faptul că acum un an sau acum doi ani, când ai spus tu ca stat, ai instituit stare de urgență pe motivul existenței unei pandemii, ai făcut doar profit material și nu ai gestionat societatea sau viața socială așa cum ar trebui, iar de data aceasta eu reacționez firesc de a nu te mai crede. Al doilea lucru pe care, referitor la ordonanțe, am vrut să vă întreb: de câte ori vine opoziția la putere și chiar atunci când este încă în opoziție și luptă să vină la putere, jură cu mâna pe drapel că nu va mai da ordonanțe decât într-adevăr, în mod excepțional, că ordonanță de urgență, dar în mod excepțional și că va legifera și... Ei, când ajung la putere, fac același lucru pe care îl criticau că îl fac cei care erau atunci la putere.
Se întâmplă lucrul acesta pentru că, spre deosebire de o lege care parcurge o anumită etapă legislativă și totodată durează un timp mai îndelungat până ea intră în vigoare după ce a devenit lege, ordonanța de urgență produce efecte imediat, putem spune. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial produce efecte și atunci cadrul legal pentru a lua anumite măsuri este mai ușor de creat anterior, acest cadru legal, prin ordonanță de urgență decât prin lege. Doar că cei care au făcut aceste principii și au stabilit că într-o țară legea este regula și ordonanța de urgență este excepția, erau în primul rând niște oameni a căror moralitate nu putea fi pusă la îndoială, al căror profesionalism nu putea fi pus la îndoială. Pe când acum, eu știu, odată și cu revoluția asta din 1989, când s-a inversat ierarhia valorilor și ordinea de drept într-un stat, au apărut tot felul de politicieni din aceștia de bodecă care, prin partidele politice, îmbrăcând haina oficială a unui stat, fac și ei politică în felul în care pot, la modul pe care îl percep. De aceea ne aflăm în această situație în care excepția a devenit regulă într-un stat. Pe fondul deprofesionalizării crunte a clasei politice. Aici suntem noi deficitari și aici trebuie să fie partidele politice foarte, foarte atente în momentul în care își fac selecția candidaților. O problemă foarte gravă în țara noastră în momentul de față, care a afectat milioane de cetățeni români, este acea creșterii prețurilor accelerat la gaze, la energia electrică. Cum vedeți dumneavoastră s-au luat unele măsuri de plafonare, unii spun că e bine, unii că nu-i bine, compensare, plafonare. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme, zic, majore? Am mai spus-o și în alte emisiuni, bogățiile ale acestei țări ar trebui să fie naționalizate, să fie sub stricta supraveghere și exploatare a poporului român, pentru că noi avem capacități de producție a energiei electrice, a gazelor sau eu știu alte energii pe care noi la acest moment nu le avem în exploatare, ni le exploatează străinii. Nu se poate ca o țară care are atât de multe bogății să fie exploatată de străini care la rândul lor stabilesc prețul bogățiilor acestei țări. În momentul în care tu ai capacitatea de a produce energie electrică, dar îți închizi hidrocentralele, în momentul în care îți privatizezi petrolul și îl dai la Austrie să ți-l prepare ei și să-ți vândă motorina sau benzina cu 7 lei, acum câțiva ani era 3 lei 50 și mi se părea că este foarte, foarte mult. În momentul în care îți închizi minele de cărbune, în momentul în care străinii vin și îți taie pădurile, după care îți raționalizează și lemnul și spun că până în 2023 îți spune Comisia Europeană trebuie să elimini încălzirea cu lemne pentru că poluează. Deși noi avem la acest moment o industrie sublimă, ea nu poate fi nici măcar palpabilă, există doar în teorie. Deci aceste lucruri, acest preț pe care noi l-am plătit să intrăm în NATO, să intrăm în Uniunea Europeană, predând aceste bogății străinilor, noi ne-am predat suveranitatea. Poporul român, urgent, trebuie să redevină suveran și nu poate redeveni suveran decât redobândind autoritatea, dispoziția asupra bogățiilor proprii. Că noi pe moment venim cu plafonare sau venim cu subvenționare a energiei electrice, de exemplu, subvenționare care vine tot de la stat, dar aceasta este o măsură temporară, nu este o măsură definitivă, prețul nu va scădea, ci va fi suportat la comun de consumator și de către stat. Până când acest popor, până când această țară nu va redeveni suverană și nu va redeveni stăpână pe propriile bogății, în această țară nu se poate vorbi de măsuri temporare de reducere a costurilor zilnice.
acest popor prin clasa politică, prin guvernați, prin parlamentari, prin președintele țării care este și care va fi, trebuie să facă tot posibilul să redevină o țară suverană. Altfel, măsurile temporare, măsurile care amână plata acestor facturi, nu vor duce într-un final decât la sărăcirea populației. Și nu sunt, repet, măsuri definitive. Sunt măsuri temporare, limitate pe perioada în care se consumă mai multă energie. Dar în actualele condiții, la nivel european, credeți că mai poate România să-și recapete suveranitatea de care vorbiți dumneavoastră? Dar România nu și-a cedat suveranitatea în momentul în care a intrat în ideologia denumită Uniunea Europeană. Ea a mai 3-50 de ani înainte, într-o altă ideologie, doar că aceea a fost mai transparentă și mai corectă. Nu se poate să... Noi am aderat la Uniunea Europeană, noi nu ne-am contopit Uniunii Europene. Noi nu am predat soarta acestei țări mofturilor unei uniuni pe care nu alege nimeni și nu știe nimeni cum este aleasă și cine o conduce, pentru că ea nu răspunde în fața nimănui. Și luăm exemplu vecinilor noștri, Cehia, Polonia, Ungaria, care reușește, fiind și ele în Uniunea Europeană, să aibă parteneriate cu toate statele, să-și asigure traiul zilnic la un cost suportabil de către populație și totodată să ofere ceea ce România la acest moment nu oferă propriilor cetățeni, demnitate. Nu se poate în permanență noi să ne raportăm la Uniunea Europeană. Așa a spus Comisia Europeană, așa ne-a impus Comisia Europeană. Dar cine este această Comisie Europeană? Cum putem noi, de exemplu, să înlăturăm până în 2023 consumul de lemne? Cu ce îl înlocuim? Cu gaze pe care nu ni le permitem și care nu, la acest moment, sunt... Majoritatea României nu are apă curentă, electricitate, gaze, trase... Păi, lumea se încălzește în țara asta în proporție de 70%, cel puțin, 60%, cel puțin în mediul rural, cu lemne. Păi dacă noi spunem că până în 2023, că așa a spus o nouă Comisie Europeană, să înlăturăm încălzirea cu lemne, ce alternativă le oferim acestor oameni? România, urgent, trebuie să se ridice din genunchi, cum stă în fața Uniunii Europene, și să redevină o țară demnă, așa cum celelalte state, și le-am menționat anterior, s-au ridicat și stau drepți în fața Uniunii Europene. Asta trebuie să redevină România. Altfel, mi-e teamă să anticipez. Au avut loc acele incidente în Parlament cu liderul AUR și ministrul respectiv, Popescu. Da. După acest incident s-a discutat despre modificarea regulamentului de funcționare a Camerei Deputaților și a Senatului. Unii spun că prin această modificare ați vrea să, adică cei care sunt de această parte a modificării, vor să micșoreze transparența acestor lucrărilor care se desfășoară în cele două camere ale Parlamentului. Cum vedeți dumneavoastră? Indiferent de modificările care se fac, ele produc efecte doar pentru viitor. Astfel că acest comportament la acest moment, un comportament atipic pentru un parlamentar, un comportament atipic pentru un parlamentar raportat la un ministru, nu va fi sancționat decât, eu știu, dacă intră sub incidența legii penale. Dacă prin gestul pe care l-a făcut George Simion a atentat din punct de vedere penal la viața... Eu zic că nu. Lucru care nu, da, într-adevăr da. Nu, dar el nu va putea fi sancționat conform regulamentului comun al celor două camere. Doar că noi trebuie să fim foarte atenți la aceste comportamente, ca ele să nu escaladeze. Pentru că acest gen de comportament, poate nu atât de contondent fizic, a existat de câțiva ani și a fost brevetat de cei de la USR. Din păcate. Ceea ce a făcut George Simion nu face decât să continue acel comportament care intrase în mentalul public și devenise ca o imagine a comportamentului parlamentarilor USR. El
George Simion acum, prin gestul făcut, l-a dus la un alt nivel. A adus și contactul fizic ca o definitivare a acelui comportament brevetat de către parlamentarii USR. Este regretabil ce se întâmplă. Acest gen de comportament, în primul rând, nu face cinste poporului român, pentru că el ulterior s-a justificat spunând că asta este reacția poporului român. Dar el nu reprezintă poporul român. El nu reprezintă nici măcar partidul din care face parte. Pentru că majoritatea dintre ei sunt niște oameni de bună credință. Îmi pare rău să o spun, dar el vine dintr-o zonă a circului, a bâlciului. A mers la viața lui sau acolo s-a școlit pe stadioane, unde nu mai urlau, unde nu mai țipau. Din păcate, odată ce a îmbrăcat și haina oficială a statului român, a adus și acest comportament și riscă, dacă nu va fi sancționat, să-l instituționalizeze. Sper din tot sufletul ca acest gen de comportament, dar și acest gen de oameni să nu mai ajungă în Parlament. Da, așa este, ar trebui parlamentarii să aibă o anumită decență în comportament. Pentru că indiferent știm, din ce partid. Da, știm ce s-a întâmplat acum o lună și jumătate, când au escaladat un grup de oameni, nu știu dacă sunt susținători sau nu ai Partidului Aur, dar cel puțin se coalizaseră în jurul lui George Simion și au escaladat gardul și au pătruns în incinta Senatului. Păi nu chiar poate. În incintă, la porți, acolo, la ușă, că în curte au intrat. Dacă vorbim de violarea de sediu profesional sau de infracțiunea de violare de domiciliu, odată ce intri în incinta curții, este socotită infracțiunea epuizată. Nu trebuie să intri în clădire. Gardul este cel care delimitează licitul de ilicit, iar ei l-au depășit. Da. După care apăruse pe la televizor și se disculpa. Păi nu eu i-am pus să sară, pentru că este foarte important comportamentul lui și vă spun și de ce este duplicitar. În momentul în care i-a instigat pe acei oameni să escaladeze și a intrat odată cu ei, el a fost, să spunem, un protestatar din rândul lor. În momentul în care a fost oprit de jandarmi și interogat, el s-a recomandat a fi deputat, parlamentar. Și atunci ne întrebăm, de ce această depersonalizare? Când este convenabil, nu este deputat parlamentar? Când trebuie să se protejeze, se apără, se protejează în spatele acestei calități? Și concluzionez, repetându-mă, acest comportament și acest gen de oameni nu mai trebuie să mai existe, în cel puțin în Parlamentul României. Recent ați fost într-o vizită în Republica Moldova. Cu ce scop a fost această vizită și ce ați făcut acolo? A fost o vizită oficială între comisiile juridice din Senatul României, pentru că eu din această comisie fac parte, și Comisia Juridică din Parlamentul Republicii Moldova, ei având un parlament unicameral, având doar deputați. A fost, să spunem, o vizită de lucru pentru a schimba câteva impresii, pentru a lua contact în mod direct cu situația lor legislativă, în special pe zona juridică, și am constatat, cu tristețe spun lucrul acesta, că și la ei a început să încolțească ideea de anticorupție, exact ceea ce s-a întâmplat la noi undeva acum 20 de ani. Și chiar povesteam cu câțiva omologi din Parlamentul Republicii Moldova să fie foarte atenți la ceea ce s-a întâmplat în România, pentru că știm toți că această luptă anticorupție a fost practic o marotă aruncată în societatea românească, prin care s-a compromis, s-a distrus societatea românească, tot ce a însemnat element românesc. Prin așa zisa luptă anticorupție a fost blocat ca el să avanseze, să escaladeze, să ajungă, să coalizeze o mare parte a societății. Mi-e teamă că și la ei se inoculează această luptă anticorupție, întâi în mentalul public, se instituționalizează această luptă anticorupție prin legiferarea, prin legi pe care ei le vor face, care să protejeze societatea de corupți, se stigmatizează anumite categorii sociale, iar la sfârșit riscă și ei să aibă același eșec ca și noi, pentru că știm foarte bine că lupta anticorupție în România, păstorită de celebra Codruța Chioveși, a fost un eșec. Ea s-a soldat cu revocarea din funcție a
principalului luptător anticorupție din România. Pare se că prin această marotă, prin această luptă anticorupție, se cucerește și societatea din Republica Moldova de către acele ONG-uri. Unii dintre ei se recomandau în mod oficial ca fiind ONG-iști finanțați de către celebrul George Soros. Trebuie să discutăm și de asemenea personaje sinistre în istoria omenirii. Este o societate, cel puțin asta mi-a fost impresia la început de drum. Mulți dintre parlamentarii lor, am avut ocazia să-l cunosc și pe ministrul lor de justiție, am interacționat în mod oficial cu acesta. Este un personaj tânăr, undeva la 40 și ceva de ani, mult prea crud, sau ei sunt mult prea cruzi, acești politicieni, pentru a fi în măsură să pună un început bun unei societăți. Pentru că ei de-abia la acum, după 30 de ani de la căderea Uniunii Sovietice, încep să interacționeze și cu alte societăți în afara acelei societăți închise, confiscate de mentalitatea sovietică. Sunt vorbitori de limba română, ne identificăm cu ei din foarte multe puncte de vedere, ceea ce istoria și confirmă, că noi la 1918 știm foarte bine că ne-am unit în mod oficial cu ei, iar acel act nu a mai fost anulat până la acest moment. Rămân totuși departe de noi ca societate. Cred că ei fac parte, alături de ucrainieni, din aceste zone de tampon între cele două mari imperii care sunt la acest moment, Uniunea Europeană, care are o structură imperialistă, și Rusia, care tinde să-și reconsidere poziția în sensul de a se recomanda ca un colos militar, industrial, economic. Ei vor rămâne o zonă tampon, iar întotdeauna aceste zone tampon nu aparțin nimănui, nici Rusiei, nici Uniunii Europene, pentru că nimeni nu vrea să ajungă în graniță cu celălalt. Uniunea Europeană cu Rusia, Rusia cu Uniunea Europeană. Cred că sunt țări de sacrificiu în această arhitectură geopolitică care acum pare să se reconfigura la nivel mondial. Domnule senator, iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.